Fariseii și Saducheii s-au apropiat de Iisus și, ca să-L ispitească, i-au cerut să le arate un semn în cer. Drept răspuns, Iisus le-a zis, când se înserează, voi ziceți, are să fie vreme frumoasă, căci cerul este roșu. Și dimineața ziceți, astăzi are să fie furtună, căci cerul este roșu posomorât. Fățarnicilor, fața cerului știți să o deosebiți și semnele vremurilor nu le puteți deosebi? Un neam viclean și prea curvar cere un semn. Nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Apoi i-a lăsat și a plecat. Ucenicii trecuseră de cealaltă parte și uitaseră să ia pâine. Iisus le-a zis, luați seama și păziți-vă de aluatul fariseilor și al saducheilor. Ucenicii se gândeau în ei și ziceau, ne zice așa pentru că n-am luat pâine. Iisus, care cunoștea lucrul acesta, le-a zis, puțin credincioșilor, pentru ce vă gândiți că n-ați luat pâine? Tot nu înțelegeți? Nici nu vă mai aduceți aminte de cele 5 pâini pentru cei 5.000 de oameni și câte coșuri ați ridicat? Nici de cele 7 pâini pentru cei 4.000 de oameni și câte coșuri ați ridicat? Cum nu înțelegeți că nu v-am spus de pâini, ci v-am spus să vă păziți de aluatul fariseilor și al saducheilor? Atunci au înțeles ei că nu le zisese să se păzească de aluatul pâinii, ci de învățătura a fariseilor și a saducheilor. Amin. Amin.